Caterica Cairodache este fiz. Maica fiz e... Cum să zic, deci mai gândești. Nu, el e mai... Băi, diferență de vârstă, el are experiență de viață. Dar la Caterica... Da. Bogdan Iordache? Vreo 23. Ah, e mai... Nu zici ce-o. Ia. Ligi, ce faci? Auzeam ce-ați vorbit. Ascult cât de țăran sunteți. Cine? Cum? Vă ascult cât de țăran sunteți. De ce, Ligi? Că am vorbit frumos. Tu taci odată, tu. Bă, cine ai băgat în oala asta? Ești inclus și tu. Când te apropii, ce? Că n-am înțeles. A, păi n-au înțeles. Dar n-ai... Lasă-l să răspundă, da, da, nu, dar vezi că n-ai înțeles. Dar de ce vorbești dinainte dacă nu înțelegi? Poftim? Dar de ce vorbești dinainte și jignești dinainte fără să înțelegi? Pentru că sunt jignită de voi ăștia perfecții. Dar te-am jignit și... cu ceva? Da, când te apropii de Ligi e... Dar nu m-am referit la fizic. Nu, te referi la față. Da, știu la tine. Nu! Doamne, ferești, bă! Nu! Băi, ce ai, mă, Ligi? Dar zi tu, Andiel. Hai, scutiți-mă, că m-am plictisit rău. Băi, Ligi, am pretenții mari de la tine. Nu mai am chef să mai vorbesc cu voi. Ai urmărit ce am spus. Nu mai am chef. Mă las să vorbesc? Nu. Putem să purtăm un dialog, nu, ca de la om la om? Nu, 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 nu. Nu. Mai urmărit ce am spus? După ce am spus când m-am apropiat? Nu, ecran, nu, e grav. Păi mă faci să cred altceva, Ligi, te rog eu frumos. Asta e, dacă vă credeți altceva, nu mă mai interesează părerea nimănui din casa. Dar nu m-am crezut altceva, am zis că tu pari. După ce am spus că pari altceva atunci când mă apropii de tine, am spus că ești puțin tensionată. Da, n-am zis nimic. N-am zis că ești urâtă, n-am zis că ai ceva la față, tu ești o fată frumoasă. Deci, da, okay. Mă, deci nu nici nu m-am referit la ceea ce ai crezut tu. Probabil că tu ți s-a mai spus treaba asta și probabil că tu te gândești la ceva anume, dar nu știu ce vrei. Deci te-am zis, nu. Vrei să spui caracterul ei că te îndepărtează puțin? Nu, 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 nu caracterul. Nu caracterul. Ea dacă era undeva afară. Uite, de exemplu, eu dacă mă găseam cu ea undeva în club, ea este o fată foarte frumoasă. Deci să ne înțelegem. Așa. Ligi e mai frumoasă în realitate decât la TV. Da. Așa. Da. Okay. Eu dacă să explici la Livian care comentează că o cer producător. Dar am vrut să zic că acum ai atins-o exact în punctul. Exact în punctul sensibil ai atins. Mă bucur că gândim la fel. E bine că gândim la fel, Livian. Sau în același timp. Nu, nu, nu. M-am referit că ești puțin tensionată aici în casă. Gen că te ceri că ești foarte serioasă, Ligi. Exact. Dar scuză-mă, None, am motiv să zâmbesc în casa asta? Nu, păi asta am și zis. Asta zi. Să te facem să zâmbești. El vrea să zică că ești crispat, așa, știi? Da, da, foarte încordată, crispat. Încordată, da, tot timpul. Da. Nu, i-a Ligi și după aia a spus și Andy și eu că ești o fată cu care ai ce să vorbești. Exact, ai cu ce să vorbești. Am vrut să zic, probabil că dacă m-aș fi văzut cu tine de unde ești tu, de la Cluj, m-aș fi văzut cu tine în Cluj, probabil exact. Aveam altceva de vorbit și vorbeam mai mult. Dar poți și aici. Eram mai ales în club unde nu s-a nimic. Nu știu, eu cu Livian, ce ai tu cu Livian, nu știu și nu mă bag. Dar ți-am zis ce am eu de spus. Da. Deci, te rog frumos deci, să le tragi cu Ligi, oricum nu-i permiteam să te jignească nimănui. Chiar vorbeam frumos, adică nu era nimic... Adică am pretenții mari de la tine și nu vreau să-mi schimb părerea. Păi n-ai de ce, că n-am înțeles acum, așa de seama că n-am. Da, mă, ne-a luat tare, rău. Ne-ai luat prea tare, deci tu te așa iau eu pe bărbați mai tare, că știi de ce? Cei mai puternici au capacitatea să stea lângă mine. Ligi, acum dă dovadă că ești o domnișoară și cere scuze de la băieți. Unicule, făcut... mulțumesc de sfat. Cum ai zis? Cum bine, țăran, țăran nu este jignire. Nu țăran e omul ăla de la țară. Toți domnii au plecat de la țară. Noi nu suntem țărani. Eu când zic țăran, mă refer la cei de la oraș, că țăranii de la țară sunt niște oameni excepționali. Da, înțeleg. Adică e tocmai e o metaforă de aia urât. Unde te-ai, bunicule? Mulțumesc de sfat. Andreiuța, ce păr drăguț ai. Mulțumesc că mă ghidezi în viață, bunicule. Ha? Mulțumesc că mă ghidezi în viață. Ești minunat. De cum ai zis, bunicule? Îmi cer scuze, băieți, dacă v-am jignit. Nu, dar Ligi, aici așa... Ligi, stai puțin, fiz. Da. Dar aici așa s-a înțeles. Nu da, știu cât ați vorbit, voi greșit. Cum ați vorbit, aici așa s-a înțeles. Noi nu ți acceptăm scuzele, acum mâine ne zicem dacă ți le-am ascultat sau nu. Mâine zic dacă ți accept scuzele. Vezi că... E bine. Da. Cu ce-am bine m-a acceptat deloc. Ligi, tu ai zis că vrei băieți tari. Uite un băiat tari. Hai să mai lăsăm timpul să vorbească, Livian. Livian, face subiectele. Hai, dur. Mi-e bine să râd. Bă, Livian, tot e subiectele deci, aia gata, ne-am te prinde bine, Violet, by the way. Era o remarcă. Vin să râd, serios. Cât de tăcut erai înainte și acum ai devenit exact opusul la ce ai fost. Livian? Nu a fost niciodată tăcut, ba, Livian. Ba da! Nu este ba, adevărat. Da, nu era atâta ton, atâta ton, omega 3 pe glandile vocale și ni. Serios. Era mult mai tăcut despre ce vorbim. Nu este adevărat. Mereu spui ce au avut de zis.
La una e că mereu a avut el ceva de zis despre el și una e că se bagă în tot ce subiect. Nu, nu, nu. Auzi, mă, dar nu, 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 nu-i de rău. Da. Deci te-ai lămurit, Ligi, da? Da, bineînțeles. Nu-i, da. Mi-am... Din câte dar... văd, unele persoane vor să fie ecranul împărțit în patru. De-aia mă retrag. Auzi, Ligi, că peste oră îți acceptă scuzile. Dar nu-i nevoie. Eu mi-am făcut, am făcut ceea ce am simțit, am zis ceea ce am simțit. Da, da. Care vrea să mi le accepte bine, care nu-mi pare rău. Eu ți le accept, că știu că tu mai înțelegi greșit uneori. Da, da, nu, eu nu înțeleg niciodată greșit, Bogdan. Înțeleg, da, decât, auzi, că... Era scos din context, cât mi se difuzează aici. Atât, da, știu, dar era scos din context. Nu mai a zis așa când te apropii de ea. Greșit, nu, de multe ori, pentru că asta ți-au dat oamenii. Tu n-ai ce să înțelegi altfel, mai mult decât ceea ce ți se dă pe ecran. Și tu de multe ori m-ai interpretat, da, greșit și pentru asta n-a fost o tragedie. Că e normal, atât timp când ni se dă un, uite, atâtica dintre atât, e normal să înțelegi, da, pe lângă, da, acum, am, acum văd că ai înțeles. Acceptă ideea acum. Acum, da. Gata, merită și acum le accept. Într-un sfert de oră? Într-un sfert de oră, auzi. Nu, că eu mă sunt în minutul acesta. Nu mai zici așa, Andic, peste șase. Nu mai zici așa. Și a cerut scuze, trebuie acceptate pe loc. Contează. Le-am acceptat, mă, eu glumesc, le-am acceptat. Le-am acceptat înainte să zic. El știa că o să-și ceară scuze. Da, nu știam că o să ajung, pentru că i-am explicat ce am vrut să zic. Cu adevărat. Ești foarte mic. Pavel, ești pe acolo? Te explic. Noi fiți! Da, da, fiți, spune. Te-ai îndrăgostit din nou, te-ai reîndrăgostit din nou. Andreea, stai, nu, am ceva drăguț pentru Paula. Tu, pentru o surpriză. Bine, exagerează. Cine? Îți place de Dede acum. Asta e surpriza. Sau de Mariana. Îți place de Mariana. Asta cred că e surpriza. Atâta se zice. Păi, dar la cât de repede s-a schimbat, ce mai vrei? Ce? Nu, frate, dar eu n-am auzit pe nimeni să zic că e urât în emisiune sau așa, știi? Ei, numai pe prietenul tău, Jador. Cine? N-ai auzit? Spun eu. N-am auzit, îi place ei să mai facă așa. Da, mă, da, băi, nici să te grăbești așa, nici măcar nu-mi trebuie. Da, 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 ce țărani. Ba, mi-e placă să fiu grăbită. Nu, 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 normal, era să zic că, băi, nu știu, am înțeles ce greșit. Am înțeles eu greșit, dar... Și tu și de aici, măcar nu am nicio relație așa mai apropiată să-și permite să zic. Păi nu, că am... Ia faceți conexiune. De aia ulterior am și luat-o la mișcă. Nu, că nu, așa face ea. Jignește, dar după aceea își dă seama că greșești. La propriu, adică ne faci... Fiz, asta e sigură rău. Și n-ai, dacă ziceai ceva de rău sau... N-am nimic de rău. Ea când zice la prolog, că am explicat toate. Faceți și mai conexiunea, vă rog. Stai să auzim prima dată ce zici. Iar are atitudinea să zică despre tot. Și după aia am zis, Ligi, dar i-am spus și data trecută. Poți să jignești pe toată lumea. Și a zis, nu, domnule, spun la cei care se simt. Cum ați zis conexiunea? Cum am zis? Auzi, a zis de e normă sau n-a zis că nu se potrivește cu nimeni în casă? Zi, Bogdan, a zis? De puțin m-a înțeles. Băi, fiți mă mai serioși, mă băieți. Auziți? Și ce zice Ligia acum? Băi, ce copii, vă. Nu, nu vreau să zic nu, asta. De ce să zic asta? Am auzit mai mult. Vreau să zic că sunt, reacționez de fapt așa, pentru că scumpul tău prieten, Jador Bogdan, la tine mă refer, a avut plăcerea asta să mă jignească fest în această emisiune. Dar nu ți-ai zis că ești urâtă niciodată. Stai, iubitul meu, să-mi termin ideea. Nu, ușor cu iubitul meu că te agi. Să nu se înțeleagă greșit. Știu că să ia inima, ți-o ia inima razna. Să nu ia iubita razna, ai grijă. Nu, ți-o ia, stai liniștit. Bine. E printre stele acum, n-are timp. Cum adică e printre stele? În fine. Cum? Vreau să zic că a avut Jador plăcerea asta să jignească constant. Așa, dar ar trebui să nu compar, că diferențele sunt uriașe. Da, nu, sunt nu, terminite. Nu trebuie să fim comparați. Fiecare om e diferit. Lasă-o, lăsați-o. De altfel. Spune, continuă. Și fără niciun fel de exagerare, eu am rămas cu traume. Adică când cineva pe mine mă jignește, reacționez foarte impulsiv. Da, pe asta am spus, foarte fără agresiv. Să vrei. Asta am spus. Da, Ligi, dar pentru că deja părere. Mi-a ajuns până aici și nu mai suport nesimțirea oamenilor și nu am nicio obligație să stau. Da, Ligi, dar acum ai cunoscut alți oameni. Da, da, asta vorbitul la plural, Ligi, lumea se simte. Cine se simte? Ia din trecutul, ia cum ar veni. Da, exact, cu toată lumea are ceva cu ea. Pentru ăla, acum ai ajutat că toți bărbații. Da, ce treabă avem noi? Exact, pe Jador. Nu, eu nu, exact, pe Jador ne l-ai găsit aici să îl bagi. Păi Jador, nu, ce gândești aici, nu mai e corect. Eu vă spun ceea ce am eu în suflet. Acum nu știu câți dintre voi puteți să înțelegeți sau nu. Nu am înțeles. Ca o persoană când e mușcată de câini, rămâne cu traume. Când vede un cățel, se gândește direct acolo că va fi mușcat. Nu la asta mă refer. Păi nu e nevoie. Nu înțelegeți ce am de zis. Da, stai. Pe mâine înțelegeți sigur.
Păi, în primul rând, te-am rugat să nu mai vorbești la plural, asta era ideea. Păi, în primul rând, Jador, tu dacă vorbești cu el, tu, el nici nu înțelege ce spui tu. Jador nu înțelege ce spui tu. Crede-mă că înțelege. Dacă tu vorbești. Jador n-are creierul conectat cu gurița. Ai înțeles? Deci. În fine, nu vreau să stau să-l comentez. Deci tu pe băiatul ăla nu trebuia să-l asculți. Nu trebuia să-l ascult, dar l-au ascultat alții din casa asta care au fost pe filmul lui, chiar și tu, Bogdan, când râdeai de multe ori. E prietenul lui, e prietenul lui, e normal acum. Da, eu zic că nu e normal. Dacă Andreea, prietena mea, o gafează într-un fel, eu o corectez, pentru că asta înseamnă prietenie. Dar el a fost de acord. Nu, nu, nu. Eu ce am avut cu tine, Ligi, și ți-am spus eu că ne-am certat noi în gara și că ne-am mai certat noi, ți-am zis că așa am vrut eu, nu că te-ai certat tu cu Jador sau așa. Niciodată nu l-am susținut pe el când nu avea dreptate sau așa, înțelegi? Iartă-mă, dar dacă tu râzi la niște glume proaste și la eu, da, eu de ce care glumi proaste și care-i bune? Uite, și Livia mai făcea niște glumi cu Andreea și eu cu Andreea n-aveam nimic, dar pentru că gluma lui era bună, am râs. Glume la care Bogdan nu râs, glume pe care le-a făcut Jador. Adică glume pe care le făcea Jador și puneam capul în pământ, ziceam, cum poți să zici asta? Adică... Și la tine știi că ai făcut o glumă acum o săptămână, două de... O zis că ai spart gheața și în sfârșit ai zis o glumă bună. Cu tine, era vorba cu tine. Cu Niculu și-a luat pastilele, așa. Da. A, da, nu știu ce, lui, chiar lui e zis. Da, uite că ți-o dut o minte, mă. Dar nu țin minte ce vorbesc, Livian, nu e nimic amuzant. În defavoarea lui Livian, una bună. Eu apreciez umorul de calitate. Toate mi-s bune. Și când Jador făcea glumii proaste, eu puneam capul în pământ sau gen, ca și cum făceam că n-am auzit. Dar la glumii bune au râs. În fine, nu vreau să intru în preistoric, să... Din nou, ceea ce s-a zis pe aici despre mine, câtă critică am primit de când am pășit în această căsuță. Dacă tu nu știi e cazul, Ligi, că nu am nevoie de victimizare, doar vreau să vă explic niște lucruri și Ligi, cam atât. Dacă tu știi ce ești și ce prezinți... Da, dar e obositor să auzi toate gâștele pe lângă tine. A, da, normal, dar nu... Și atunci pe undeva deja nu mai vreau. La început am fost drăguț, am râs, după aceea m-am enervat. Am avut și momente în care n-am mai putut să-i mai suport. Știi că să lovesc pe un amic afară și m-am descărcat plângând. Am avut diverse momente aici și... Prefer să jignez oamenii cum mă jignesc. Eu o să te ajut să scapi de acele momente. Oh. Nu prea te cred, dar mă rog. E bine că gândești frumos. Cu un sfat, cu ceva acolo. Adică nu m-am gândit la altceva. Nici eu. Da. Deci nu mai asculta așa și nu mai a plecat urechea la orice cine. Lumea era în ziua de azi. Așa. A dat-o-mi dalea bătrânești. Da. A dat-o-mi dalea bătrânești. Dar ce nu mă las să fiu serios? Gata, frate? Da. Da. Tot nu ești serios, ești așa pe Caterinca. Nu, eram într-un subiect acum de Caterică cu băieții. Nu, zic la general, așa e felul tău. Adică el ia viața ca o glumă sau? Nu, eu nu iau viața ca o Caterică. Oamenii ăștia au chef de muzică toată ziua. Până e mai bine. Până acum nu am pus muzică deloc și până nu am pus muzică. Lasă, nu mai fi supărată. Dar nu am fost supărat. Lucrurile se vor îndrepta. Bine. Fii forță! Dacă nu tu, atunci cine? Dacă nu eu... Mi-am mai ieșit două stele. Ai văzut? Ți-am înmulțit stelele, ți-am dat un vibe bun. Mie îmi place să aduc bucurie în sufletele oamenilor. Băi, Andy este un tip interesant așa la prima impresie, chiar am zis și lui. Dar, da, aș vrea. Da, aș vrea și normal, da, trebuie să vină el la mine, nu eu la el. Mariana, dacă ar fi să aibă un iubit, ar trebui să aibă un iubit care chiar să țină la el. Paula, am o idee, dacă ți-ar plăcea să intri în jocul meu, chestie interesantă. Zi, exchange, da. Te-ar interesa să vii să faci un striptease și mie să vedem? Adică stă mult mai bine când zâmbești. Nu suportai să o vezi pe Andra cu None sau cu Andy? Nu mai suport, nu mai pot. Andra, vei merge la date cu None? Da. Dar cum sună Andra, None? None, dacă Andra nu ar fi fost într-o relație
aici în casă, ai fi încercat să o cunoști. Normal. Aha! Andra, dacă s-ar despărți Bogdan de tine, sau tu de el, și Nonea ar încerca să te cunoască, ai accepta? Da. Puterea dragostei continuă! Ne vedem de la ora 17!